Ca o să vă spun întâi eu câteva lucruri pe care le consider importante și vă răspund cu mare plăcere la toate întrebările. Am vrut și în județul Timiș, așa cum am făcut de altfel pe parcursul ultimelor săptămâni la nivel național, să văd investiții economice importante, vorbesc de investiții private, care sunt sprijinite și din fonduri europene și din programe naționale și nu pot decât să mă bucur că și aici, la Timișoara și în restul țării, se dezvoltă investițiile private, se creează locuri de muncă, iar ceea ce noi avem de făcut la nivel guvernamental este să facilităm folosirea banilor europeni și de aceea am participat în urmă cu câteva minute la momentul semnării polului de competitivitate pentru Timișoara. Putem să îmbunătățim infrastructura și, după cum știți foarte bine, avem investițiile pe care le facem mai departe în infrastructura rutieră și infrastructura de alt tip. Și aici, dacă o să mă întrebați, dacă nu tot vă spun eu, că Timișoara este singurul aeroport care nu-i la autoritățile locale. Clujul, Târgu Mureșul, Iașu, Suceava, toate sunt la autoritățile locale, s-au dezvoltat foarte bine și au accesat fonduri europene. Și eu cred că și Timișoara trebuie să fie la autoritățile locale, cum sunt toate celelalte aeroporturi, ca să poată să acceseze fonduri europene, să se dezvolte și din acest punct de vedere. Că toată lumea se bucură de faptul că vom scuti de la 1 iulie de impozit profitul reinvestit și toată lumea așteaptă, frunte cu mine, rezultatul pozitiv al negocierilor din iunie cu Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, pentru a ști nu dacă reducem contribuțiile de asigurări sociale, pentru că sigur le reducem, ci pentru a ști exact de când și procentul cu care îl faci. Din acest punct de vedere, am fost, merg și de aici, de la dumneavoastră, să mă întâlnesc cu reprezentanții altor companii care creează foarte multe locuri de muncă. În cazul Smithfield, vreau să văd dacă vestea bună, și anume deschiderea pieței Chinei pentru exportul de carne, îi prinde pregătiți pentru asta, pentru că a fost un succes politic și economic extrem de important. Și după cum vedeți, cred că lucrurile merg în direcția bună. Acum vă răspund dumneavoastră la întrebări cu mare plăcere. Spuneți. Cum comentați decizia CCR-ului în ceea ce vreau să spun? În primul rând sunt foarte bucuros de faptul că s-a respins în unanimitate, dacă nu mă înșel, contestația PNL privind codul insolvenței. Codul insolvenței a fost lucrat de noi împreună cu colegii liberali anul trecut. Ne ajută să combatem evaziunea fiscală. Sunt multe companii care intră în insolvență ca să facă evaziune fiscală, ca să nu-și plătească debitorii privați și aveam foarte mare nevoie de nou cod al insolvenței. Mi s-a părut extrem de regretabil și de condamnabil faptul că tocmai colegii liberali cu care am muncit anul trecut la un cod al insolvenței foarte bun, acum l-au atacat la curte doar ca să-l prelungească. Curtea a respins și era și normal acest lucru și sper să intre cât mai repede în vigoare. Dacă e vorba de cele două sesizări privind conflictul, sesizarea domnului președinte Băsescu și sesizarea mea, nu pot să comentez în alt fel decât că faptul că am văzut curtea a spus că nu poate să adauge la Constituție și nu poate să intervină în asemenea situații. Asta înseamnă că trebuie să reglementăm pe plan legislativ și modul în care fiecare persoană care ocupă o funcție publică poate participa la campania electorală și modul în care se semnează, se contrasemnează decretele. Nu pot decât să salut faptul că în sfârșit Curtea Constituțională a spus un lucru pe care în urmă cu câțiva ani nu-l spunea, și anume că nu poate să adauge la Constituție. Deci acum cred că au dreptate. Dar eu vă reamintesc că au adăugat la Constituție în urmă cu câțiva ani, dacă mă gândesc numai la faptul că au decis un lucru care nu scrie în Constituție, că președintele merge la Consiliul European și nu primul ministru, un lucru pe care nu l-a scris nimeni, că nu eram în Uniunea Europeană atunci. Deci asta înseamnă că modificările Constituției ulterioare nu, veți asta putea... înseamnă, eu m-am uitat un pic, o să văd și motivarea Curții Constituționale, asta înseamnă că trebuie să reglementăm pe plan legislativ, după care Curtea se va pronunța dacă aceste reglementări legislative se înscriu în litera și spiritul Constituției. Mai concret, trebuie să spunem foarte clar ce au dreptul să facă înalți funcționari ai statului român, începând cu președintele României și până la prefectul județului, în timpul campaniei electorale. În ce fel pot să se implice sau nu. Facem partea legislativă, după care curtea se va pronunța. În Timiș se construiește un centru intermodal Metea Mare? Se va construi? Nu cunosc acest lucru. Vă rog să-mi dați voi să mă informez.
Păi Timișoara a primit bani pentru spitalul de copii și din păcate nu i-a folosit, pentru că primăria nu a făcut procedurile la timp. Acum dacă le-a făcut, dacă în sfârșit le-a finalizat și dacă le-a făcut corect, evident că va primi în continuare un proiect esențial pentru Timișoara, spitalul de copii. Când și cât? Păi să-mi dea primăria. Știți că eu am fost cu primarul aici, am dat bani și după aia mi-a dat bani înapoi că n-a putut să-i folosească. Da, repet, dacă primăria a finalizat procedurile și le-a făcut corect, atunci vom finanța. Care au fost punctele discuției cu Joe Biden? Le-am prezentat public, n-aș vrea să le reiau. Vreau să vă mai mulțumirea investitorilor din parcurile industriale pe acea taxă pe construcțiile speciale. La Oradea, de exemplu, spun că își vor închide parcurile industriale, autoritățile locale spun acest lucru, iar investitorii vor pleca sau își vor diminua... Vreau să vă spun un lucru. Taxa pe construcțiile speciale este în vigoare de 7 luni. Acum, cu 2 zile înainte de campanie, autoritățile locale bănuiesc de la Oradea că e PNL primarul și au adus aminte că au adoptat o taxă pe care a introdus-o primarul, ministrul liberal de finanțe. Haideți să studiem fiecare lucru cu seriozitate, nu așa? Știți cum s-a făcut la codul insolvenței. Noi facem codul insolvenței și după aia noi îl contestăm la Curtea Constituțională și evident că în Parlament putem lua măsurile care se impun din punct de vedere rezonabil și nu electoral. Am fost extrem de stat FMI-ului, producătorii de carne cer reducerea TVA-ului. Veți susține negocierile cu FMI-ul? Nu, sigur că da. Am redus TVA-ul la pâine, știți foarte bine, FMI-ul s-a opus. Avem un an de zile în septembrie să vedem efectele și din punctul meu de vedere sunt efecte benefice. Încet, încet mergem la toate celelalte produse alimentare, legume, fructe, produse bio și tradiționale și carne, pentru că în felul ăsta reducem evaziunea fiscală și creștem competitivitatea. O să revin puțin la decizia ta, CCR, și dacă în motivare va exista o reglementare clară dată sau o explicație clară dată de judecătorii curții care vor spune că vor limita posibilitatea președintelui de a se pronunța în campanie electorală și de a susține un partid politic, nu vă puteți folosi și de această pârghie? M-aș putea folosi, dar nu va exista. Din ceea ce am văzut primul comunicat al Curții Constituționale, tocmai că nu, Curtea Constituțională nu s-a pronunțat dacă are voie sau nu Traian Băsescu să facă campanie electorală. Ei au spus, domnule, nu e în competența noastră. Stabiliți legislativ sau suspendați-l și atunci vă putem spune. Ori asta a spus Curtea Constituțională. Deci nu s-au pronunțat pe fondul problemei indicate de noi, și anume faptul că președintele României nu are cum să facă campanie electorală, așa cum n-au cum să facă campanie electorală judecătorii, militarii, ambasadorii, prefecții și alte categorii speciale. Asta înseamnă că începerea unui demers de suspendare, în acest moment, cum mai stați cu această decizie? Nu, asta înseamnă că trebuie atunci să reglementăm în lege niște lucruri care altfel erau reglementate de bunul simț. Noi am crezut întotdeauna în România că bunul simț în anumite situații e suficient. În cazul domnului președinte Băsescu, bunul simț nu funcționează și atunci trebuie să trecem în lege. Dar cel mai important din punctul meu de vedere este ca viitorii înalți funcționari ai țării, viitorii președinți, viitorii magistrați, ambasadori, să știe foarte clar că ceea ce a făcut Traian Băsescu este împotriva spiritului Constituției și împotriva unei legi pe care o vom promova în Parlament. Vă mulțumesc mult de tot. Cenzura PNL are vreo șansă să treacă săptămâna viitoare? Nu, de altfel... Ei sunt convinși de 2015 pe trebuie să spună și cum vor să guverneze, că au guvernat, au guvernat cu noi și după aceea domnul Antonescu i-a scos de la guvernare că o să câștige prezidențialele. Acum nu mai candidează domnul Antonescu, candidează domnul Iohannis. Nu mai înțelege nimeni nimic. Dați-mi voie să nu mă bag în această iureală și să sper doar că de luni mințile lucide din PNL vor înțelege că am început un proiect împreună, Uniunea Social-Liberală, că acest proiect este cel mai de încredere proiect politic încă în România și că trebuie să-l ducem până la capăt.